Poți să-ți servești cafea? Da, da, hai să-mi servesc și cafeaua. Nu știu dacă cu zahăr sau nu obiei. Fără aia. Deci, teoretic, așa. Bună seara, prieteni! Noi suntem deja live, așteptăm să vă conectați. Doar o secundă, da, o secundă, o secundă, să dau și un mic share. Pam, pam. Noi suntem la Moldeco, ca de obicei, luni seara avem live cu un om talentat. Și astăzi invitatul nostru este Marcel Lazar, fondatorul Moldova Crescendo. Este un băiat care la 25 de ani ai săi, că eu m-am uitat în biografia ta, să nu vezi așa, a reușit destul de multe și eu vreau să te felicit pentru ce ai reușit tu și vreau să zic că sunt tare încântată de chestiile pe care tu le-ai făcut cu îndrăzneala unui tânăr care reușește să meargă peste foarte multe piedici și să promoveze un domeniu care este unul foarte specific și foarte îngust până la urmă, muzica clasică. Salut, Marcel, te salut. Bună seara, Stella, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Ce să zic, în primul rând nu știu cum ai aflat într-adevăr de vârsta mea. Da, știi că eu mă informez ca să fiu în temă cu invitații mei. Eu am cam scos din toate profilurile mele, am cam scos informația asta, într-adevăr poate undeva în ceva interviuri poate s-au păstrat. N-ai ajuns tu pe un site al instituției de învățământ de la Cluj, de la care tu ai învățat. Oho, da. Acolo era ceva de genul un tânăr basarabean născut în 1990 și așa, așa, așa. Să erau și notele acolo cumva? Nu, notele nu erau, dar erau niște chestii destul de interesante din biografia ta pe care eu le-am aflat acolo, inclusiv primele tale concerte, wow. Faptul că tu ai făcut studii, pentru că Marcel a făcut studii, din câte am citit, ai făcut liceul Ciprian Porumbescu, da. După care ai mers la Cluj și ai făcut... Academie de muzică și după asta ai mers în Austria, Salzburg, patria lui Mozart și ai făcut acolo studii intense de Mozart. De muzică clasică. Marcel Lazar, pentru cei care nu îl cunosc, deși eu vreau să cred că nu este nimeni din cei care ne privesc care să nu cunoască, este pianist, dar este cel care a început să cânte inițial la fluier. Și asta e flacul. Da. Ia povestește-ne cum ai trecut de la fluier la pian. Da, asta e o întâmplare foarte interesantă. Eu și acum îmi aduc aminte ziua când eu m-am dus pentru prima dată la școală. Eu am început muzica, de fapt, la școala de muzică care acum se numește Nicolae Sulac. Atunci se numea Școala de Muzică 39. Nu știu dacă ai citit sau găsit asta undeva, este ceva din foarte departat de trecut. De mult l-am povestit asta. Că eu am învățat inițial 2 luni la liceu la Gheorghe Sache, din centru. Și am învățat 2 luni acolo. Tatăl meu supraveghea destul de aproape procesul meu de învățământ și a zis că Marcel este prea pregătit pentru clasa 1. El trebuie să treacă în clasa 2. Și acolo nu se putea, nu știu ce s-a întâmplat. Și tata a găsit liceu, școala asta lângă casă, care era și cu profil muzical și a zis hai să trecem acolo. Și eu am trecut direct în clasa 2 la școala, eu mă mândresc cu asta. Am dat examenul. Era un mic geniu încă de la am trecut, am dat examenul de clasa 2 și tata zice hai să cânt la fluier. Și eu țin-te, asta e un caz foarte, cel puțin mi-e de râs. Cum eu mergeam și tata zice, da, tu știi că dacă o să te duci la oră, la lecție, profesorul o să te pună să cânți ceva. Să cânți ceva, să vadă dacă ai auz muzical, dacă ai ritm. Și eu zic, da, bine. Și ce o să cânți? Și eu nu știu, am început, cred că se cântă o piesă populară, dar asta țin minte că am început să cânt cu la 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 ta na ni na ni na na. Și tata m-a oprit, Marcel, oprește, ori cânti cu ta na na na, ori cu la 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 la, ori cu ti 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 ti. Și da, și am început orele de fluier și eu am așa o chestie, nu știu dacă se vede asta și în cameră, dar la mine degetele fac asta, e o chestie de elasticitate. Și eu cântând la fluier, la un moment dat am observat că degetele mele nu fac curba asta de care e nevoie ca să cânt la fluier. Eu aveam probleme cu articulația de cauza asta și atunci tata împreună cu profesorul a zis hai să schimbați instrumentul. Hai să-l dăm la ceva mai ușor. Și atunci eu am ajuns la pian și de atunci, practic, a început epopeea, așa, la început foarte, foarte îmbolburată, cu o grămadă de profesori, cu... Și eu citesc că nici pentru pian, degetele tale nu erau prea bune. Nici pentru pian, da, e serios, da, într-adevăr.
Ți-a zis o profesoară că trebuie să tai Trebuie degete de astea ca să poți cânti normal trebuie să-mi așa? rup, da, degetul meu mezinul de la ambele mâini, de fapt, este un pic iarăși așa, are o formă mai asta. Și profesoara a zis să-l rup, într-adevăr, și să-l pun în gips, vara el să stea în gips, să îndrepte, să fie frumos, așa, și după asta eu din toamnă să revin la pian. Și, da, tata, cât timp că nu ați dat, a zis, nu are cum. Și, practic, din cauza acestei profesoare și următoarea, de fapt, profesoară, este vorba de Larisa Lobovska. Ea este, practic, prima mea profesoară, în primul rând, dacă numele îl țin minte. Înainte de asta, eu lucrasem cu 5-6 profesoare, pe care nu știu, pur și simplu s-au pierdut undeva în spațiu, fiindcă lucram și foarte puțin timp cu ele, dar Larisa Lobovska, la școala de muzică Alexei Stârcea, școala de arte Alexei Stârcea, a fost practic, atunci m-am dus eu la ea, atunci a zis, ce sunteți nebuni, cum adică să rupeți degetul, să-l puneți în gips, faceți muzică, totul e foarte ok, și printre Și ați altele. oferit încrederea asta pe care cu Da, care tu ai mers mai departe. ea mai departe, într-adevăr, că a fost omul care mi-a spus câteva lucruri care eu în momente foarte grele sau în momente când, pur și simplu, vreau să mă las de pian, mi-aduceam aminte de ce mi-a spus atunci profesoara mea și. Tu nu vii dintr-o familie de muzicieni, Nu. părinții tăi sunt medici, Da. și tu ai mers spre muzică cumva independent și de bunăvoie. Da. Părinții mei, mie îmi place să zic că eu provin dintr-o familie de intelectuali și părinții mei au considerat ca și eu și fratele meu să facem muzică. Fratele meu a început să cânte la clarinet, eu cântam la pian și el mai cânta la pian dar nu era, nu, nu, nici nu ne gândeam ca, nici părinții mei cred că nu se gândeau că să urmăm așa un drum, adică drumul normal ar fi fost, cred că, medicină și la un moment dat, da, eu într-adevăr, fratele meu a lăsat cumva ideea asta de a face muzică, el s-a simțit foarte bine totuși în medicină dar eu am zis nu, eu am zis nu. Eu aveam o neplăcere foarte mare de la mirosul de spitale și din farmacie și am zis că eu imposibil să lucrez Deci așa un erau două spațiu. opțiuni, sau medicină sau muzică. Da, adică cumva și. Da, mă rog, și eu am zis părinților, nu, eu o să fac muzică. Și ei m-au susținut. Asta e tare fain, că tu ai zis nu, bei o cafea, o Da. xerocește, prieteni, eu vă mulțumesc că vă conectați, eu chiar vă invit să faceți un share pentru prietenii voștri și să ne puneți întrebări, noi suntem cu ochii la cameră și vedem ce ne întrebați în cazul în care aveți o curiozitate legată de Marcel. Noi am zis în titlul acestui live că Marcel va vorbi despre muzica clasică și alte iubiri din viața sa, așa că puteți să-l întrebați și despre alte iubiri. Dar hai să ne zici ce faci tu acum. Eu știu că tu ești la București. Într-o perioadă tu ziceai foarte clar că te-ai întors acasă de la studii din străinătate și ai să rămâi aici, ai să lucrezi aici, ai să promovezi aici. Acum ai decis să mergi la București. Este o perioadă cumva temporar sau ai luat o decizie mai majoră să rămâi acolo? Nu, în București tot îmi continui studiile. Deci, într-adevăr, după anul meu petrecut în Chișinău, în care eu am investit destul de mult timp și energie în proiectul ăsta. A avut loc proiectul din vară, cred că îl știi, BAC la Casa de Da. Cultură, care a fost așa o palmă destul de dură peste fața noastră, peste fața mea și fața noastră, ca muzicieni. Atunci noi am înțeles că Moldova încă nu este pregătită să găzduiască muzicieni, să găzduiască muzicieni permanent. Tu vorbești de Moldova în general sau de Moldova de la țară? Pentru că ceea ce ați făcut voi cu proiectul Moldo Crescendo este de fapt să duceți muzica clasică la țară, la casele de cultură, la, nu știu. Cumva, da, este într-adevăr este la țară, dar practic am fost și în mici orășele, cumva. Adică, din ceea ce avem noi, adică dacă excludem, noi am fost în Călăraș, am fost în Hâncești, am fost în, cumva, puncte sau orășele destul de populate. Dar, mă rog, adică nu a fost foarte nou, adică poate am zis într-adevăr prea dur că a fost o palmă, dar noi cumva aveam poate așteptări un Alte pic mai așteptări mari, mai mari. aveam un pic așteptări mai mari și pur și simplu am zis că încă nu, Moldova încă nu este gata, adică ca să-ți imaginezi, de exemplu, un pianist din România,
Activitatea lui poate avea loc în România, fiindcă în România există filarmonic în București, există filarmonic în Iași, în În Cluj, în Craiova, mai Brașov, în multe orașe Timișoara, în mari Sibiu, și... în Craiova, aproape Brăila. Brăila are opere, cred că, sau ceva de genul. Există opere în Târgoviște. Și atunci un pianist, în timp de un sezon, dacă el cântă Poate în circula în toate... toată țara. Exact. Și atunci el are și o activitate, are și niște bani să trăiască, poate... Și noi ne-am gândit, bine, cântăm astăzi la Chișinău, mâine cântăm, în cel mai bun caz, la Bălți, da, să zicem, și după mâine unde cântăm? Pentru că se cam termină deja locurile unde ar putea... Dar și-a zis că trebuie să continuăm să facem proiecte, trebuie să continuăm să pompăm, să aducem muzică clasică, să le aducem, să mergem și la țară și asta o să facem și, să zic așa, în micile orașele, să ieșim din Chișinău și să aducem, ca poate generațiile viitoare de muzicieni Să să poată aibă trăi cumva în încredere Moldova, mai da, mare în... să poată trăi în Moldova și activa aici. Eu vreau să ne întoarcem un pic la începuturi, cum s-a născut, de fapt, proiectul Moldo Crescendo, tu fiind fondatorul acestui proiect și cine sunt, de fapt, ceilalți membri, cât sunteți voi și cine este cel care gestionează, care este persoana, managerul vostru, cum se întâmplă, de fapt. Noi suntem, în primul rând, prieteni. Eu îmi place foarte mult să spun că proiectul ăsta este creat și este susținut și este menținut datorită, în primul rând, prieteniei dintre noi, adică relațiile pe care noi, adică nu știu dacă asta se observă pe scenă sau în poze sau dacă ne Asta se vedeai pe observă, stradă, da. noi suntem foarte buni prieteni și ne înțelegem foarte bine. Și o mare, mare pasiune și respect pentru muzică. Și Proiectul s-a născut în 2015? eu m-am pierdut, fiindcă 3 ani în urmă? Sau patru, mai 4 ani patru. în urmă? 2014? Cred că prima ediție, cumva, Moldo Crescendo, când noi am intitulat concertele, fiindcă fusese înainte de prima ediție, au mai fost două veri în care tot au existat concerte, dar atunci n-au avut denumire și deja în a treia vară, practic, noi am decis să găsim o denumire și să păstrăm, o să facem o continuitate. Și atunci s-a numit Moldo Crescendo și cred că a fost în 2015, deci 2015 prima, 2016, 2016, da, 2015 vara a avut loc prima Deci ediție. aveți deja niște ani de experiență. Într-un fel. Și mie mi se pare destul de ambițios și ca denumire Moldo Crescendo, cumva sună așa tare. Și din ceea ce ați început voi să faceți, este un proiect destul de ambițios și destul de îndrăzneț să mergi cu muzică clasică la țară. Mie mi se pare asta că trebuie să ai curaj și trebuie să ai încredere în forțele proprii. Da, sau pur și simplu trebuie să fii foarte nebun. Mie chiar astăzi mi-a scris o prietenă, m-a întrebat: Marcel, dar cât lume o să vină mâine la Soroca, la concert? Și am spus: habar nu am. Eu habar nu am cât lume o să vină mâine la concert. Mâine poate posibil să vină 4 oameni, posibil să vină 2, posibil să vină 10, dar posibil să vină 200. Eu niciodată nu știu, și ea mi-a spus: Marcel, tu ești destul de nebun dacă tu te duci Voi nu vă bazați cumva dacă intrarea este liberă, Da, e o surpriză de fiecare dată. exact, este o Tu ai surpriză. venit acum în Chișinău, acasă, pentru o săptămână, pentru că urmează 3 concerte. Povestește-ne. Mâine la Soroca. Mâine la Soroca și mai poi mâine la Hâncești. Asta este nu știu dacă chiar foarte ok de zis, un nou concept de concerte, adică noi facem Mie asta mi pentru s-a prima părut dată. interesant, Moldo Crescendo Moldo explică. Crescendo explică, da? Adică tu știi deja că noi la concertele noastre mai și Da, eu vorbim câte un vroiam pic. să menționez asta, da, zine. Deci tu, Soroca, Hâncești Da. și Și vineri vine la la Chișinău. Chișinău. Dar ăla este cumva separat, un pic diferit. Astea cu Moldo Crescendo explic, ultimul se numește Contrast, știi? Astea cu Moldo Crescendo explic sunt un pic deosebite de ce am făcut până acum, fiindcă dacă până acum, de exemplu, dintr-o oră în care noi eram pe scenă, erau 10 minute de explicații și 50 de minute de cântat, acum o să fie poate vreo jumătate de oră de explicații, jumătate de oră de cântat. Adică o Deci să... destul de serios Da, explicații. da, 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 o să fie, eu chiar nu le, eu nici măcar nu le numesc concerte, eu le numesc cumva un fel de cursuri expres de istoria muzicii, cum îi place Olga Radu să spune. Da, da, Popularizarea da. muzicii clasice. Exact. Adică nu este neapărat doar pentru Pentru copiii cunosc. din școlile de muzică. Concertele au loc în școala de muzică, dar nu este doar pentru cei din școala de muzică. Și acum am încercat să ascult mesajul ăsta că oricine,
orice om curios care vrea să știe câte ceva despre muzică, să înțeleagă mai mult. Adică o să încerc să vorbesc în termeni cât mai clari, cât mai... dar în același timp să un pic spătrundem, un pic să deschidem cumva niște paranteze. Asta mie mi s-a părut deosebit la concertele tale, faptul că tu real explici câte ceva din viața compozitorului sau cum s-a născut această piesă, contextul ei istoric. Mie asta chiar mi s-a părut foarte util, pentru că eu, nefiind foarte versată în muzica clasică, în momentul în care merg la un concert de-al tău, sunt sigură că, dincolo de muzica propriu-zisă, pe care o ascult uneori prima dată sau poate uneori mai recunosc unele piese pentru că sunt cumva cunoscute din alte părți, mai aflu lucruri foarte interesante despre viața compozitorilor și asta mi se pare o chestie foarte interesantă pe care tu personal o utilizezi foarte des și... Să știi că nu am monopolizat locul ăsta. Multă lume spune, Marcel, dar vorbești numai tu la concerte. Eu de fiecare dată îi propun și De cel mai băieților. vorbăreț. Dar eu fiindcă sunt cel mai vorbăreț, eu le-am spus băieților, chiar după prima ediție, am spus, dacă vrea cineva să iasă în scenă înainte să vorbească, vă rog frumos, nu credeți că eu bat pumnul în masă și spun, nu mă duc eu să vorbesc. Dar eu, având experiență cumva un pic mai multă, eu mai fost și în tot felul de emisiuni la școală, când eram, conduceam matineele, îmi blam cu microfonul prin sală și Îți toate place astea. să Da, palavrăgești. exact, mă rog. Și le-am zis băieților, dacă voi puteți face asta cel puțin la fel de bine cum o fac eu sau la fel de rău cum o fac eu, atunci vă rog. Și ei s-au gândit un pic și au zis, nu, lasă, hai Cât tu sunteți vorbește. voi? Câți muzicieni sunteți? Noi nu avem un număr neapărat fix de muzicieni, fiindcă până acum cred că prin proiect au trecut, cred că vreo 15 muzicieni în total. Suntem câțiva care suntem cumva poate inima proiectului, apoi sunt Nucleu. câțiva, da, nucleu, apoi sunt câțiva care sunt plămânii și ficatul, apoi sunt câțiva, Înțeleg. da, știi, adică, dar în general suntem destul de flexibili și avem mulți prieteni care ne scriu, care vor să vină și ei să cânte cu noi și abia așteptăm să găsim modalități în care să atragem tot mai mulți tineri și mai mulți prieteni să cânte. Tu ai găsit diferite modalități să promovezi muzica clasică, inclusiv prin concertele pentru tineri, care iarăși mie mi s-au părut foarte curioase și cumva te cheamă, indiferent cât ești tu de pasionat de muzica clasică. Și, de fapt, citisem undeva într-un interviu, ziceai tu că unul din scopurile pe care ți le-ai pus tu este să educi cumva gustul moldovenilor. Crezi că este educabil gustul estetic sau ceea ce se referă la Eu cred că gusturile? da. Eu cred că da, eu sunt foarte convins de asta chiar. Și o să-ți spun, nu știu neapărat cât s-a schimbat gustul, dar o să-ți spun, mi-a scris recent o prietenă, mama care a fost violonist, adică e vorba de o femeie de în jur de vreo 50, cred că 50 plus ani, adică acum ceva vreme deja. Și ea îmi zicea că, adică prietena mi-a scris că mama ei când mergea la concerte, chiar acum 10 ani, la filarmonică erau foarte puțini oameni, la sala cor erau foarte puțini oameni și în general activitatea era destul de Pasivă. da, pasivă. Și eu, mie îmi place să cred că și datorită am modul crescendo, acum sălile sunt mai pline decât cum erau. S-a trezit o curiozitate pe Exact, care tu ai născut-o exact. dintr-un gen de un gen de, nu știu cum să zic, nu știu dacă este o mincinică, dar e un fel de acadea pe care tu ai servit-o Exact, cumva. adică eu cred că totuși faptul că a început să vorbească, a început să audă atâta, ba acolo să audă muzică clasică, ba este acolo totuși vorbește despre Da, muzică și clasică. devine mai tot mai cool să Exact, participi cumva. eu Dincolo de sper partea să... asta de popularizarea muzicii clasice, cumva faptul că tu ai participat deja te face pe tine să te simți mai... Da, într-un fel asta, de exemplu, la concertul ăsta de vineri, asta e, tot este o formă de popularizare a muzicii clasice, dar într-un Și asta e un mediu. concept foarte interesant. Povestește-mi despre el Da, pentru că n-am mai auzit să se întâmple așa ceva. dar într-un mediu un pic mai elitist sau unii cred că eu sunt mie nu-mi plac snobii. Eu deci sunt anti-snob,
Dar cred că unii, când au văzut concertul ăsta, mi-au zis, uite, Marcel care nu iubește snobii, face un concert pentru snobi. Eu nu cred neapărat că este un concert pentru snobi, dar este un gen de eveniment la care eu cumva visez într-un fel, sau nu știu dacă e neapărat cuvântul potrivit, visez, în care oamenii pe care noi îi vedem atât de des la televizor, auzim despre ei în presă, auzim despre ei că au afaceri mari, auzim că se duc acolo, inclusiv oamenii din politică, de exemplu, despre care se vorbește atât de mult. Eu vreau să-i văd odată la un concert, să-l văd cum vorbește domnul prim-ministru, cum vorbește cu un director de o bancă, cum stau și vorbesc într-un anturaj unde, de exemplu, sunt conjurați de picturi, cum suntem noi înconjurați acum, unde se servește o cafea, un vin bun, după asta are loc un concert de muzică clasică, adică totuși un loc așa mai deosebit, ceva frumos, ceva finuț, știi? Adică Ideea acestui concert a fost a ta sau a venit din altă parte? Cum ideea a s-a născut? venit de la un băiat, Alex, un tip care este antreprenor la compania Contrast și el mi-a propus ideea asta. El a spus că vreau să fac un concert în care să fie un pic mai privat, să fie în general pe bază de invitație intrarea, cu bilete mai scumpe decât sunt în mod normal, să fie într-un mediu mai restrâns, să fie ceva. Și eu când am auzit asta am zis da, hai, fiindcă și eu eram curios și eu eram interesat, fiindcă eu am lansat de foarte multe ori invitații și la concertele noastre, la filarmonică, la sala cu organ, am lansat invitații la oamenii mai, mă rog, și din N motive ei nu prea veneau. Nu Și, se regăseau în da, nu, acel poate nu se anturaj sau regăseau, li se într-adevăr, părea da, cumva... cumva poate nu se regăseau în acel anturaj, poate îți gândeau că nu, și da, dintr-o parte unii lucruri le pot înțelege. Acum eu aș vrea să văd, fiindcă, cum spuneai și tu mai devreme, e important ca mediul ăsta activ, mediul economic activ și puternic economic, să fie un mediu inteligent și educat și cu gusturi elevate. Mie îmi spunea vara asta, eu căutam bani pentru festival și am un prieten și i-am spus lui, uite, zi-mi unde, la cine să mă duc, la cine să cer, la cine să fac, și am zis, Marcel, la noi, oamenii care au bani, investesc în box, în hramuri, în nu știu ce, se duc Ceva la, palpabil. da, se duc la Grigore Leps, la genul ăsta de evenimente, nu vin la cultură. Și eu cumva am căzut un pic pe gânduri și undeva îi dau dreptate, dar undeva aș vrea să-l contrazic. Aș vrea să-l contrazic și o dovadă este, de exemplu, acest tânăr, Alex, care, el, nu știu, e, cred că are sub 30 de ani și el are o companie și el a spus, Marcel, vreau să-mi promovez afacerea până la urmă printr-un concert de muzică clasică. Ceea ce mie mi se pare foarte frumos, mie mi se pare deosebit. Da, eu cred că chiar este deosebit și acest concept de networking între oameni de afaceri într-un anturaj, nu știu, sub fundalul muzicii clasice, e ceva foarte curios Da. și frumos. Apropo de campaniile tale de strângere de fonduri pentru activitățile tale, și asta mi se pare un gen de curaj, pentru că tu le-ai făcut destul de des. Și ele au fost destul de reușite până la urmă. Care a fost secretul? Cum ai reușit tu să convingi lumea Da. să-ți doneze banii pentru concertele tale? Să știi că eu foarte, foarte mult mi-aș dori ca campania din acest an să fi fost ultima campanie de crowdfunding, fiindcă secretul este, de fapt, foarte simplu. Este vorba de ore și zile întregi Implicarea de ta stat personală. și de scris și de povestit la oameni și de convins că e nevoie de muzică clasică, e nevoie de investit, e nevoie. Nu zic cu câți prieteni m-am certat. Nu zic câți oameni mi-au zis, hai mai du-te tu cu muzica ta și cu proiectul tău, că n-am. Câți mi-au zis, da, Marcel, o să donez și după asta eu verificam la fiecare 2 zile să văd dacă i-au donat sau nu au donat. Au fost foarte, incredibil de multe frustrări. Dar, mă rog, în primul an, că a fost 4 campanii de crowdfunding până acum, în primul an a fost incredibil de frustrant, adică pentru o primă experiență și eu cumva, când mi-a dat ideea asta, mi-a dat, printre altele, ideea asta Nat Albot și când mi-a zis asta, eu am crezut că am găsit o mină de aur.
Mi-a zis, asta e cel mai frumos lucru posibil, care când tu vrei să faci un proiect, ceri de la oameni și dacă 5.000 de oameni îți dau câte un euro, tu poți să faci niște aveai concerte. Aveai așteptări destul de mari. Da. Și... și când am observat că, de fapt, nu este chiar așa, a fost așa o lovitură foarte puternică în piept, dar după asta am început să înțeleg lucruri, unii oameni au avut curajul și răbdarea să-mi explice că, Marcel, nu poți să obligi pe cineva să doneze. Poți să-i povestești, poți să-i spui, poți să-i explici, poți, da, dar nu poți. Și, într-adevăr, când mai am frustrări sau când ceva nu mușc limba și zic, îmi spun lucrurile mele dar în cap. Anul ăsta a fost o campanie foarte frumoasă pentru concertele pe care le-ați avut în România, sprijine.ro, și mie mi s-a părut că a fost una de succes. Nu știu exact dacă v-ați realizat ceea ce v-ați pus în plan să adunați, dar până la urmă... Da, am strâns aproape toată suma. Teoretic am strâns toată suma, pe site există toată suma. Adevărul este că o parte din acea sumă a fost donată cumva de cineva pe care l-am rugat să doneze, acolo din mai multe motive, de vorba de procente, de comisioane și așa mai departe. Îmi place să fiu sincer. S-a văzut cumva și acolo. Deci în primul an noi am avut un insucces în Moldova când am făcut campania de crowdfunding, fiindcă nimeni nu știa. Deci ăsta a fost un insucces și l-am înțeles. S-a întâmplat la fel în România? S-a întâmplat aproape la fel. Știi, posibil o să râzi, dar o mare parte din donații, sau cel puțin primele donații, au venit toate din Moldova. Păi era și logic să fie, da, oamenii care te cunosc, ăștia să te susțină. Exact. Și eu mă gândeam la un moment dat să fac, să mă specializez deja în crowdfunding și să ofer sfaturi și să povestesc cum asta se face. Deja am așa o experiență de crowdfunding. Dar mai târziu, da, ideea că, da, trebuie să muncești. Deci nu există niciun secret cumva în spate la asta. Trebuie să stai să investești mult timp și energie. Nu știu dacă vrei să ne mai povestești ceva legat direct de cum s-au întâmplat concertele în România și dacă ai cumva niște secrete de dezvăluit pentru următoarele tale proiecte, dacă mai este ceva acolo de aflat, dincolo de ceea ce faci tu în mod obișnuit, cântat la pian și interpretat de muzică clasică compozitorilor celebri. Nu cred că am neapărat ceva deosebit. Am tot felul de idei. Mie îmi place foarte mult fotografia. Recent mi-am scos chiar camera și stă undeva deja la vedere ca să pot să o văd și să-mi zic, Marcel, mai am în mână, mai duci și mai fă niște fotografii. Eu am o grămadă de hobby-uri, adică m-aș apuca de o grămadă de chestii dacă ziua ar avea vreo 48 de ore. Care ar fi alte hobby-uri după muzică, în ordine de top? După muzică, da. Cred că ar fi în primul rând fotografia. Apoi eu am o pasiune... ți-am mai zis, pentru jurnalism și pentru emisiunile de genul ăsta. Eu îl admir foarte tare pe Pozner și îi urmăresc emisiunile lui foarte, foarte mult, adică mai ales cele care au invitații din domeniul artistic sau din domeniul cumva așa mai, nu neapărat mult la cele cu oameni politici sau mă rog, ce pe ce mai cheamă pe acolo. Și îmi place genul ăsta de activitate, dar îmi imaginez că ca să o faci la fel de bine cum o faci Pozner, e nevoie de foarte, foarte mult timp. Trebuie să ai echipă și să... Da, și să investești. Mie îmi place tot timpul la emisiunile lui, cum el începe emisiunea și vorbește în fața lui Mațuiev și spune, eu am citit un interviu la când aveați 16 ani și dumneavoastră la școală ați spus și începi să-l citesc, vai, deci omul a citit interviuri peste interviuri și a citit și s-a documentat și a căutat și a căutat, adică mie mi se pare asta fenomenal și mi-aș dori să fac și asta la un moment dat, dacă aș avea timp aș face cu drag și genul ăsta de activitate. La fel îmi place foarte, foarte, foarte mult și cred că dacă nu aș face muzică, aș face o organizație ecologică. Aș face o echipă care să facă curat. Te-am văzut când... participând la o campanie de curățarea orașului. Da, curățarea orașului, apoi eu mai sunt, fac parte dintr-o echipă de organizare, dacă pot să zic așa, a celor de la Plantăm Fapte Bune în Moldova, care plantează copaci, care alaltieri, da, astăzi luni, da, sâmbătă au plantat copaci la Colonița și pe 17 noiembrie o să planteze copaci la Popeasca, unde vă invităm neapărat să mergeți la Popeasca, să plantați copaci. Și eu acolo eu sunt doar o mică parte, de exemplu, dar adică mă implic destul de puțin,
Dar dacă ar fi să nu fac muzică, deci asta e foarte greu de imaginat, cred că aș face o organizație de mediu în care să aduc un aport totuși Deci, până la casei urmă, ceva noastre. legat de implicare pentru binele societății. Da, Eu te văd cumva și pe tine ceva de genul. destul de implicat și activ civic. Cât de important este ca un artist să fie activ civic? Foarte, foarte, foarte bună întrebare. Știi, eu deseori îmi pun întrebarea asta și deseori o pun și eu altor artiști. Noi Răspuns. putem să, din păcate, putem să-i numărăm pe degete pe artiștii noștri care sunt cu adevărat. Da, 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 da. Pe, eu cred că aici e partea interesantă. Ce înseamnă un artist, de fapt, în primul rând? Pentru în definițiile mele, cuvântul artist sau unui artist intră și o implicare, totuși, în viața socială, în tot ce înseamnă societate, comunitate. Deși există cumva stereotipul sau artistului introvert care o stă undeva și creează în găurica lui undeva așa departe de societate, departe de tot ce se întâmplă, dar eu pe la poate l-aș numi un creator mai mult, de exemplu, da? Dar un artist eu cred că are menirea și trebuie să ducă așa o făclie, așa o lumină cumva, Așa, să-și folosească cumva exact, autoritatea sa și exact, faptul că este exact. cunoscut, că este recunoscut de Exact. oameni în scopul de a. Eu citeam undeva la Pleșo, el cita pe Confucius, cred că la rândul lui, în care spunea că oamenii care umblă la cuvinte, care vorbesc și sunt ascultați, cum suntem noi în cazul ăsta, trebuie să fie incredibil de atenți la ce spun, la ce vorbesc, la ce se întâmplă, fiindcă eu îmi imaginez, adică cu părere de rău cumva mă uit la muzicienii noștri, nu o să nu mai dau nume, care au milioane de vizualizări pe YouTube și la ce promovează ei. Și eu aș vrea să-i întreb pe ei, dar voi sunteți conștienți că voi educați copiii. Publicul vostru e 12-16 ani, 12-18 ani. Sunt exact copiii Acum când... te referi la cine? La Carlos Dreams? La... Nu numai. Și cumva i-aș întreba, dar tu, voi știți că tu realizezi că tu cânti, pe tine te urmărești tot. Și nu numai, adică sunt foarte, foarte mulți oameni care ce se întâmplă în dușul tău e treaba ta. E treaba ta, efectiv, fiecare are Și tu preferințele ești de lui. părere că în momentul în care tu ești un artist recunoscut, ai și un gen de responsabilitate față Da, de societate da, și ai și un da, gen de misiune pe care da, trebuie să o duci da, până la capăt, nu da. doar să Exact, se total de acord. cânti E sub nasul tău. ca în filmul, ca în Spider-Man. Ca în Spider-Man, în primul film Spider-Man, când înainte să moară tatăl lui, asta se întâmplă foarte mult timp și dar mie mi-a rămas în cap, nu m-am uitat la Spider-Man, când zice că o putere mare vine cu responsabilitate mare. Odată ce tu ai puterea să convingi niște oameni că ei mâine să ducă la o plantare sau ei mâine să stea undeva și să bea bere sau să stea tot noaptea să nu știu ce să facă, trebuie să fii foarte conștient. Tu ai un idol în acest sens, un artist pe care nu neapărat din Moldova, un artist despre care tu poți să zici că el își face treaba bine în calitatea lui de În sensul ăsta portavoce de... pentru societate. Nu neapărat, nu cred că există cineva, dar observ, de exemplu, în lumea muzicii s-au întâmplat foarte multe, adică se întâmplă de fapt foarte multe și eu cu refugiații, ce s-a întâmplat când au venit, apoi cu Brexit-ul, de exemplu, da? Și foarte multe activități din viața asta cumva socială, civic, ele se răsfrâng și în lumea muzicii și noi, în comunitățile noastre, noi discutăm oare ce ar trebui să fie, oare cum ar trebui să fie, oare să primim. Și foarte mulți spun că, dar noi suntem muzicieni. Noi suntem muzicieni, noi trebuie să Nu avem cântăm, treabă. noi nu avem treabă cu nimeni, noi trebuie să ne facem treabă, noi trebuie să cântăm, nu contează pe noi cine ne plătește și de unde luăm banii. Eu sunt un pic de altă părere și știu că chiar am observat, a fost o polemică foarte mare, se pornise la un moment dat la un concert, cred că undeva la Berlin sau undeva în Germania, nu mai știu exact unde, unde dirijorul a ieșit pe scenă și înainte să înceapă concertul, s-a întors la public și a ținut un discurs întreg despre refugiați. Și au chemat oamenii la toleranță, la dragoste față de tot ce înseamnă oamenii din jur, la cât mai mult respect, să se înțelegem, să acceptăm. Acolo, iarăși, foarte mulți au zis, nu, el n-ar trebui să facă asta, eu sunt de părere că el n-ar trebui să facă asta.
eu cred că un muzician, mai ales când are posibilitatea să, și când are o părere de spus, un artist trebuie să facă asta. Dacă este un simplu CD, un simplu card care el azi intră într-un mixer, mâine într-un alt mixer, atunci... Să înțeleg că dacă tu ai avea o propunere din partea unui partid care ție nu ți este simpatic să cânti, tu ai refuzat? Da. Ai avut așa cazuri sau nu ai avut așa propuneri? Nu am avut așa propuneri, și, dar mi-am imaginat și am discutat și cu mai mulți prieteni despre subiectul ăsta și nu cred că este neapărat vorba de un partid. Fiindcă... Bine, o anumită cauză cu care tu nu te, în care nu te rezonezi, da. Adică, sau, de exemplu, sunt genul de artiști care așa, un caz foarte, foarte ipotetic, cumva, undeva într-o țară în care există un partid foarte, foarte sincer și foarte onest de dreapta. Ei sunt un partid sincer, ei au o ideologie de dreapta în care ei cred că așa trebuie să fie condus o țară, așa. Ei sunt foarte onești, apoi este un partid de stânga. La fel, foarte corect, foarte cinstit, care ei cred că ideologia corectă este cea de stânga. Acum, eu, în cazul ăsta, eu nu aș blama un artist dacă el mâine ar cânta pentru dreapta și poi mâine ar cânta poate pentru stânga. Odată ce amândoi sunt foarte cinstinți, amândoi, poate el nu este foarte decis, sau poate artistul ăla nu e neapărat foarte politic, să zicem, da? Dar în cazul în care el urcă pe scena unor oameni cinstiți și onești, care îl plătesc din banii lor sau din asta, nu o văd ca un lucru atât de grav. Dar când tu urci pe scena în care știi, iar dacă nu știi, de datoria ta să afli de unde din banii ăia și tu iei banii ăia, mie nu mi se pare ok. Eu nu, da, asta nu mi se pare ok. Care e cel mai neverosimil vis al tău? Ca să, nu știu, utopic așa, ca să se dispară toată răutatea de pe pământ. Și atunci cum am simțit bunătatea? Bună întrebare, da, e nevoie de contrast. Contrast, apropo, se numește... Da, contrast se numește concertul tău de vineri. Da. Hai să trecem la niște întrebări blitz, așa, ca să răspunzi, da, foarte repede, pentru că eu mi-am schițat aici niște întrebări la care sunt curioasă să văd ce ai să zici tu. Dacă nu muzică clasică, rock sau jazz? Jazz. Iarnă sau vară? Vară. Dar iarăși, contrast, e nevoie de contrast. Apropo de fotografie, zis că ești pasionat de fotografie. Imagini color sau alb-negru? În ultimul timp fac foarte multe imagini color. Înainte era o perioadă când fotografiam doar negru, alb-negru. Acum foarte rar ori le transfer, le văd alb-negru. De obicei acum încerc să păstrez cromatica reală. S-a schimbat ceva în viața ta? Vezi lucrurile mai colorat? Ești mai optimist? Cred că eu am început fotografia sau am intrat cumva pe urmele fotografiei și pot spun că unul dintre primii mei mentori cumva în fotografie a fost Igor Schimbător, care a fost cel recent aici. Și Igor are o pasiune deosebită pentru fotografia alb-negru și da, eu cred că... lucrează cu un aparat care face... Da. Cu film alb-negru. Da, și film alb-negru și în general fotografia lui, el surprinde. Și cred că am avut influența lui cumva asupra mea și asupra ochiului meu. Dar în general eu urmăresc, de exemplu, foarte mult fotografii Magnum Photos, mai ales cei morți și ei în clasici. Da, clasicii, care ei în general fotografează alb-negru, dar da, nu știu dacă neapărat un motiv sau nu știu, mă rog, nu știu. Singur sau între prieteni? Între prieteni. Cum te simți mai bine? Eu sunt, după toate testele pe care le-am făcut eu sunt o persoană extrovertă care am nevoie de oameni, dar în același timp... Da. Dar în același timp, uneori am pur și simplu zile în care sunt cel mai scârbos, mizantrop și pur și simplu vreau să înjur pe toată lumea și să stau singur și să nu... Dar cred că zilele alea sunt mai puține. Te consider artist sau meseriaș? Eu nu vreau să-mi atribui niciun fel de calitate. O să o fac altcineva. În sensul că ești creator,
creezi sau tu interpretezi cu tehnică foarte bună ceea ce au creat alții? În sensul ăsta, cred că aș fi meseriaș, deși meseria asta de a interpreta muzică dus la un nivel foarte înalt, cred că deja poate fi numită și aia creație. Dar tu ai și improvizații sau de obicei interpretezi ceva ce este deja compus? Uite, la concertul DP9 o să fie pentru prima dată când eu o să scot ceva din ceea ce fac eu acasă, între patru pereți. Pentru prima dată... Încă o curiozitate. Urmează să o vedem. Da. Pe atunci o să fie un contrast foarte mare, asta așa un spoiler, în care mie îmi place să improvizez. Nu improvizez într-un stil oarecare, nu este jazz, nu este blues, nu este vreo ceva, este așa tot felul de valori care îmi vin mie în dependență de stările mele. Și în dependență de ce stare o să am atunci la concert și cum o să mă simt, o să vreau să văd ce o să iasă. Abia așteptăm și noi să vedem ce o să iasă. Și eu abia aștept. Ți urăm succes. Noi am trecut deja de timp pe care l-am rezervat pentru acest live. A fost destul de curios și interesant ceea ce ne-ai spus. Mulțumesc. Îți urăm succes. Îți urăm să vii mai des în Moldova și să duci mai departe ceea ce ți-ai planificat, muzica clasică, cât mai aproape de oamenii de aici. Și să continui să educi gusturile, pentru că, așa cum ziceai, asta e foarte necesar. Ceea ce încercăm de fapt și noi să facem aici la Budeco prin aceste live-uri, să vedeți oameni faini, oameni cu care merită să discuți, oameni despre care merită să afli și să-i urmărești și să-i susții în toate modurile posibile. Da, mulțumim foarte, foarte mult. Să știți că Stella ne susține de foarte, foarte mult timp. Stella a donat deja că a treia oară, donează și inclusiv invitația asta. Pentru de aici că mi-mi place ceea ce faci tu. Eu de obicei donez atunci când simt un impuls din inimă, pentru că, de fapt, toate donațiile pe care le faci prin campaniile de crowdfunding se nasc din inimă. Așa nu? Deci nu e cumva ceva foarte, foarte pentru că așa trebuie, dar pentru că așa vreau eu. Mulțumim mult! Înțeleg mult succes în tot ce faci. Mulțumesc. Și la fel. Să duci mai departe Moldo Crescendo. Mulțumesc frumos! Așa să fie. Mulțumim, prieteni, că ne-ați urmărit. Vă urăm o săptămână frumoasă și vă așteptăm la Moldeco ori de câte ori aveți nevoie de o ramă, de un cadou deosebit, de orice vă trece vouă prin cap. Noi... Foarte frumoasă, multe chestii foarte frumoase. Da, hai să vă arătăm un pic ce mai avem noi aici, dacă tot... Așa, o să încerc să, cu tehnica noastră minimă, să vă mai arătăm ce mai avem noi aici. Noi am realizat acum o colecție nouă de suveniri cu pomul vieții și vreau să vă arăt doar așa, fugitiv. Dacă să vedeți mai bine, cel mai bine trebuie să intrați la noi. Intrați la Moldeco! Da, să veniți la Moldeco și să vedeți ce chestii faine avem noi și mai ales că ele sunt de cele mai multe ori, practic toată vremea, lucruri unicate. Bine, prieteni, vă așteptăm la noi și vă urăm o seară frumoasă!